Tazita, asemenea mândrie nu vei vedea decât la Napoleon, care stă și cu spada e pregătit pentru... Dar tu ești Napoleon? Nu, eu sunt un sunt colegul tău. Mă pregăteam să fac o plimbare pe Calea Victoriei cu bastonul. Mă însoțești? Nu, până una alta trebuie să prezentăm emisiunea. Bună dimineața, dragi prieteni! Bine ați venit la emisiunea Și eu m-am născut în România. La ce tu mă rogez, mire pral, mire penea, miștoara cleam tu, men. A menjas tu, mența te pirau asta, men, ande lumele romendiri. N-a pineu șucar, zita. Așa e, s-a răzgândit, nu mai merge pe Calea Victoriei, ci merge pe un drum să vă arate ce se întâmplă în viața romilor. Se le arătăm amândoi, nu? Da, se arată-le tu. Eu vreau să le spun celor de acasă să intre pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră, opiniile despre emisiune și de ce nu, și multe, multe like-uri pentru colegul meu, Sorin Sandu, care are un look nemaipomenit. Mulțumesc, Zita, asemenea, ca să zic așa. Dragi prieteni, o călătorie prin această emisiune începe de obicei, și azi nu facem excepție, cu titlurile ediției. Te dedicați! Astăzi la Inforum vă arătăm imagini inedite de la un eveniment intercultural unic, dar vedem și cât de importantă este educația pentru romii din Ploiești. Acestea, dar și alte informații în rubrica Inforum. La Un Ceai cu Rom urmăriți o ediție în care aflați ce înseamnă Federația Democrată a Romilor, dar și ce schimbări anunță reprezentanții mișcării. Romul care schimbă lumea este unul dintre cei mai îndrăgiți instrumentiști din Ploiești, acordeonistul Vasile Vasile, pentru care muzica înseamnă totul. La Chestiuni Rome redescoperim o legendă a jazzului, povestea unică a lui Django Reinhardt. Toate acestea și, evident, muzică de calitate astăzi până aproape de ora prânzului la Național TV. Uite, Sorin, m-am gândit să mergem pe aici, să o luăm dreapta, după care să ne oprim puțin și să vedem ce se mai întâmplă, ce vești mai auzim. Da, și când ajungem aici putem să ne uităm către telespectatori și să invităm să urmărească alături de noi Inforum. Așa e. Cele mai bune știri cu și despre rom. Dedicat. Educația și programele care privesc școlarizarea romilor defavorizați au avut și au un rol important și în acest an. Romii din comunitățile județului Prahova au înțeles acest lucru, iar autoritățile vin în sprijinul lor. Avem 4-5 comunități importante în municipiul Ploiești. Ținem legătura permanent cu liderii, cu mediatorii școlari de la școlile cu populație preponderentă romă, pentru a veni în sprijinul copiilor. Sunt foarte multe probleme, plecând de la lipsa locurilor de muncă, plecând de la lipsa hranei, a îmbrăcămintei, care automat îngreunează participarea copiilor la educație. Avem semne nu bune, chiar foarte bune, în sensul că se reduce cât de cât abandonul școlar al copiilor de etnie romă, iar acolo unde mai există, intervenim. Asociația Partida Romilor Pro Europa susține proiectele care privesc educația copiilor proveniți din medii dezavantajate. Avem un număr de vreo 30-40 de mii de copii de etnie romă, deci sunt la școala Mimiu, este școală cu populație preponderent romă, 99% sunt numai de etnie romă, aproape toată școala. Implicăm copiii de etnie romă în diferite activități desfășurate de Partida Romilor Prahova, competiții sportive, competiții artistice, activități în care copiii sunt puși în valoare. Avem foarte multe talente și aceste talente trebuie scoase în evidență. Semnele bune au început deja să apară. Astfel, printre tinerii de nădejde ai orașului se numără și câțiva studenți care au arătat că se poate. Sunt anul 4, în câteva luni o să termin facultatea și sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să devin un inginer de succes. Părinții mei m-au îndrumat încă de mic spre școală. Lipsa ei nu a fost o opțiune. Și asta m-a motivat să am o sete după a cunoaște și după a putea da răspunsul la orice întrebare pusă de profesor sau de oricine altcineva. Asta m-a făcut să învăț și să am rezultate destul de bune în școala generală, liceu, și asta m-a ajutat să intru și la facultate. În viață, educația a fost un factor principal care m-a ajutat să mă dezvolt atât personal și cât profesional.
Și aceasta m-a ajutat foarte mult să mă remarc atât în fața colegilor, cât și a profesorilor, ca nefiind o simplă fată de etnie romă, ci o fată care poate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Educația pentru mine este foarte importantă, deoarece de mic am fost susținută de familie să învăț, să dau tot ce am mai bun și dorind să-i ascult pe părinții mei și să le fac pe plac, am început să învăț și cu ajutorul Dumnezeu am luat examenul din clasa 8, am luat bacul și am ajuns să studiez literele. Vă rugăm mult de tot să vă trimiteți copiii la școală pentru a deveni și ei ceva în viață, pentru a deveni la rândul lor așa cum suntem noi modele pentru comunitatea din care provin. Bucureștiul a avut onoarea să găzduiască a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Limbă și Cultură. Este un eveniment care se desfășoară în acest an în 30 de țări ale lumii. 2500 de copii din peste 170 de țări au fost bucuroși să își împărtășească nu numai cunoștințele muzicale și talentul, dar și o parte din tradițiile și obiceiurile țării din care provin. Copii cu vârste între 13 și 16 ani, care au avut grijă să caute mai întâi pe internet informații despre România, au venit să lege noi prietenii, să răspândească bucurie, veselie și poftă de viață. Există un singur mesaj pe care o astfel de seară, în compania a 10 de copii din atâtea colțuri ale lumii, îl lasă în noi. Mesajul că, indiferent de culoarea pielii, de locul din care venim, de cultură, de religie, putem trăi frumos împreună, putem construi împreună. Copiii ne învață asta. Noi, maturii, am uitat. Și e păcat. Curiozitatea copiilor și ospitalitatea recunoscută a românilor au făcut ca micii noștri musafiri să viziteze cele mai faimoase locuri din București și din țară. Copiii au avut timp, de când sunt la București, să viziteze și câteva locuri din capitală, au fost la Muzeul Satului, au văzut Palatul Parlamentului, au fost chiar și la Palatul Cotroceni în vizită, au fost încântați, peste tot au fost primiți cu multă bucurie și cu multă prietenie. Iar spectacolele ad hoc pe care le-au ținut în locurile în care au fost au stârnit multă admirație. Un adult ar răspunde că normal este ca un copil din România să învețe un copil din Kenya călușul. Dar în minunata lumea celor mici... Și chiar mai devreme îl învățau pe un elev român, culmea, un kenian învață un român călușarii. A trebuit să ne deplasăm în Kenya pentru a învăța, bineînțeles că nu am putut să-i aducem aici decât pentru gală. Toate repetițiile alături de mine au durat 9 zile. După care au fost filmați și au rămas să repete ei singuri până aici. Au ajuns pe data de 25 și începând de pe 25, inclusiv până astăzi, repetăm de dimineață până seara. The dance is very good. Actually, it is tiring when you train, but eventually it's a good dance. I mean, we like it very much when you dance. Faptul că Gala Culturală Internațională Culorile Lumii s-a bucurat de succes este demonstrat și de publicul care a umplut până la refuz sala Palatului. Sperăm că mesajul celor mici, cultura ne poate uni pe toți, să fi prins rădăcini în inimile celor care au participat. România a preluat săptămâna aceasta președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, IHRA. Ceremonia a avut loc pe 8 martie în cadrul ambasadei țării noastre la Berlin. Funcția de președinte al organizației internaționale va fi exercitată de ambasadorul Mihnea Constantinescu. Fără îndoială, e o mare responsabilitate pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru țara noastră, pentru că este un subiect cu reverberații internaționale deosebite. Fără îndoială, România are de arătat multe dintre realizările sale în domeniul educației, pe domeniul Holocaustului, pentru
readucerea în atenție a memoriei victimelor Holocaustului și credem că această experiență românească poate fi utilă și multora dintre statele din regiunea noastră. Prioritățile anunțate sunt colaborarea cu media pentru creșterea gradului de conștientizare a ceea ce a însemnat Holocaustul în România și în Europa, combaterea fenomenului de negare a Holocaustului, a antisemitismului, rasismului, organizațiilor extremiste și a xenofobiei. România va exercita președinția IHRA timp de un an, până în martie 2017. Sorin, stai jos! Așa. Acum am înțeles de ce ești atât de entuziasmat la fiecare intro. Aveai sceptrul puterii, care, după cum vedeți, stimați telespectatori, acum este la mine. Așadar, urmează rubrica La un ceai cu Rom. O rubrică foarte interesantă. Te dicas. Vorbim despre schimbările, modificările care apar în societatea romilor, în viața romilor din România și despre ce schimbări este vorba, veți vedea imediat. Multe nu le cunoașteți, de aceea vă invităm să fiți alături de noi la un ceai cu Rom, unde avem următorii invitați. Domnul Gheorghe Răducanu, președinte interimar al Partidei Romilor Pro Europa. Miștoavelean Raia Răducanu, bine v-am găsit! Doamna Viorica Gotu, președinte al filialei Partidei Romilor Pro Europa, filiala Galați, filiala județului Galați. Miștoavelean, Anda Maria Misia Rainie, bun venit! Bună ziua, bine te-am găsit, bună ziua și telespectatorilor noștri! Și domnul Costel Bercuș, președinte al Federației Democrate a Romilor. Miștoavelean, Anda Maria Misia Raia Bercuș, bun venit! Bine v-am găsit! Stimați invitați, vă rog să-mi permiteți, pentru că este prima apariție publică a unui oficial, să zicem, al Partidei Romilor Pro Europa, după aceste evenimente prin care a trecut această asociație și știm cu toții despre ce este vorba. DNA-ul a făcut o, să o numesc, incursiune prin Partida Romilor, prin actele Partidei Romilor Pro Europa. Sunt anumite acuzații care s-au făcut, sunt anumite cercetări care se fac și de aceea, domnule Gheorghe Răducanu, v-aș ruga pe dumneavoastră în calitate de președinte interimar să exprimați o poziție oficială vis-a-vis de toate aceste evenimente prin care a trecut Partida Romilor Pro Europa și de ce nu să ne dați poate ultimele informații sau cele mai recente informații pe care le aveți referitoare la ce se întâmplă cu președintele Nicolae Păun. În primul rând vreau să subliniez și eu, ca mulți alții de altfel, că sunt întrebați de lucruri de genul ăsta, că n-am să mă amestec deloc în chestiunile juridice, în chestiunile justiției și ale DNA-ului în mod special, pentru că nici nu sunt persoana potrivită și nici nu am cunoștințe în domeniu. N-are rost să comentăm dinainte lucruri care încă nu sunt finalizate și asupra cărora planează încă prezumția de nevinovăție. Dar este bine să precizăm că organizația Partida Romilor, ca de altfel, care este o organizație reprezentativă a minorității rome, cu reprezentare în Parlament, deci are și un statut, să zicem, oarecum civic, electoral, politic, prin lege, este asimilată pe perioada alegerilor cu partidele politice. Trebuie să spunem că ea rămâne ca entitate și există în continuare. Răspund multora care ne întreabă sau care își doresc ca această organizație să fie desființată. Organizație, fie că este ONG, cu acțiuni și civici electorale, fie că e partid politic, nu poți să-l desființezi decât dacă într-adevăr are acțiuni contra statului, eu știu, de terorism, suminează economia națională sau statul însă și ca un stat de drept, nu pentru că unele persoane până în prezent sunt considerate posibil vinovate, cum, repet, alte organizații și partide rămân să fie, să continue și să existe pe structurile care le au. Organizația noastră, apropo de acel lucru, comunicatul care a fost lansat
acum câteva zile. Și despre care vom vorbi în emisiunea dar de mai astăzi, vreau să amintesc de el. Nu faci sigur altceva, dau aici iar răspund multor colegi din teritoriu și nu numai, alte organizații și persoane care, v-am spus, fie nu înțeleg sensul acestor lucruri, fie au ei niște probleme personale și nu ale minorității rome, l-au confundat cu o reformă, cu o strategie. Nu, domnule, comunicatul respectiv este pur și simplu o prezentare a unor bune intenții, de fapt a unui program care urmează să aibă rol într-un an, 2, 3 sau 5 și care era fost gândit încă de când s-a constituit Federația Democrată a României. Eu îl cunosc pe acest om de foarte mult timp, pe Nicolae Păun, pe deputatul Nicolae Păun. Dacă mă întrebați ca o persoană particulară, deci pe relația care am avut-o cu omul acesta de foarte mulți ani, de peste 30 de ani, eu pot să vă spun că l-aș bănui de foarte multe lucruri pe Nicolae Păun. Nu știu, de neglijență, de toleranță, de, nu știu, de proastă gestionare undeva, nu știu de câte, ca o persoană, v-am zis, particulară. Dar niciodată nu l-aș putea bănui că și-a însușit pentru propriul buzunar niște bani sau euro de la Partida Romilor pentru el. Un titlu în presă suna cam așa. Noua conducere a Partidei Romilor Pro Europa se dezice de Nichi Scorpion, fiind vorba despre deputatul Nicolae Păun. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Cu siguranță eu nu cred acest lucru și foarte mulți care îl cunoaște pe domnul Răducanu, actualul interimar al Partidei Romilor, cu siguranță nu poate să creadă așa ceva. Așa cum vă spun și eu, nu numai cei apropiați domnului deputat Nicolae Păun poate să-l acuze de orice, exact cum a spus și domnul Răducanu, de neglijență, de toleranță, de prea multă mărinimie, în dorința de a ajuta pe toată lumea, da, aici poate fi acuzat. Dar nimeni, nici cei mai simpli oameni din comunitate, eu nu vin din provincie, deci nu sunt din București, eu vin din Galați, unde avem o populație foarte numeroasă de romi și avem aproape localități compacte cu populație romă. Și gândiți-vă dumneavoastră că în zilele în care s-a întâmplat acest eveniment am circulat foarte mult. Asta este natura postului pe care îl ocup și în instituția prefectului. Eu vă pot spune că nimeni nu poate să-l acuze că și-ar fi însușit foloase necuvenite din această organizație, Partida Romilor. Dimpotrivă, cei care îl cunosc și chiar și cei din comunitate, oameni simpli, știu că aducea bani la Partida Romilor. Indiferent de ceea ce s-a vehiculat în mass media, să nu credeți cumva că a pus comunitățile simple și oamenii simpli din comunitate împotriva acestui om, împotriva deputatului, sau cineva a gândit că într-adevăr le-a luat banii care li se cuveneau. Sunt lucruri care circulă pe rețelele de socializare și știți bine că rețelele de socializare sunt foarte puternice și au dovedit în câteva rânduri eficiența și au fost întrebări care s-au ridicat pe care am vrut să le lămurim cu dumneavoastră într-un anume fel. Domnule Bercuș, s-a constituit cu ceva vreme în urmă Federația Democrată a Romilor. Care sunt pașii pe care îi urmăriți odată cu constituirea acestei mișcări noi la nivelul comunității romilor din România? În primul rând, Federația nu și-a propus să facă o altă mișcare a romilor, fie ea civică sau politică. Federația și-a propus să consolideze mișcarea care există de mai bine de două decenii. În acest sens, noi, ca și structură federativă, formată din 6 organizații non-guvernamentale, Partida Romilor, Fundația de Dezvoltare Comunitară Agenția Împreună, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate Sastipen, Asociația Amare Romența, Asociația Romano Butic și nu în ultimul rând Centrul pentru Educație și Drepturile Omului. Aceste 6 entități juridice s-au asociat într-un proiect care, după părerea noastră, are ținte atât pe termen scurt, pe termen mediu, cât și pe termen lung. Principiile pentru care noi ne-am asociat și care stau la baza constituirii sunt cele legate de transparență și asta vrem să
însămânțăm, ca să zicem așa, sădim în rândul organizațiilor civice și politice ale romilor, cele legate de meritocrație, cele legate de solidaritate, cele legate de consultare între diferiți actori. Deci federația va oferi această platformă. Și cred eu că acest proiect care se numește Federația Democrată a Romilor este, trebuie menționat încă de la început, este primul proiect care adună sub umbrela sa entitățile sau forțele civice și politice ale romilor, cele mai importante. Sigur că intenția noastră este să extindem și să deschidem oportunitatea și pentru alte organizații, este fundații. Apelul pe care l-ați făcut, ați făcut este, un apel zilele este trecute. Este un apel, da. Plecând de la solicitarea și dorința pe care Partida Romilor, care este membru fondator al Federației și a exprimat-o, de a continua reforma instituțională în ceea ce numim participarea civică, politică a romilor în procesele democratice. Federația Democrată a Romilor anunță reformarea întregii mișcări de reprezentare a etniei. Ce modificări se anunță, aflați de la invitații noștri la Un Cei cu Rom. Este o continuare a acestor idei pe care le-a promovat la un moment dat Nicolae Păun și Partida Romilor Pro Europa? Da, întrebarea aceasta, într-adevăr, asta îmi cade mie bine, pentru că după comunicatul acesta, care spuneam că nu sunt decât prezentare de bune intenții și că demarăm, că a fost de fapt demarată o reformă, da, este, nu face altceva decât să demonstreze că nu mă dezic de politicile care le promova organizația Partida Romilor prin președintele de atunci, Nicolae Păun, prin deputatul, de fapt, Nicolae Păun, pentru că nu fac decât să continui, de fapt, federația, împreună cu federația, pentru că colegii noștri n-au înțeles. În primul rând, nu este o reformă, e un comunicat. Colegii cei care sunt împotrivă, vorbim de chiar de rețeaua noastră, de structura noastră și de ceilalți, de la alte organizații care n-au înțeles acest lucru. Deci acesta nu face decât să informeze ce va urma în, cu susținerea Federației Democrate a Romilor. Bineînțeles că la aliniatul 2 spunem așa, Federația Democrată a Romilor face apel către organizații ale romilor ce se pot implica activ în înfăptuirea reformei. Cum spunea și președintele Federației Costel Bercuș, nu numai federația va fi cu ochii pe noi, să zicem așa. Au dreptul să vină, să-și manifeste dorința și alte organizații, chiar și alte grupuri de romi legal constituite și care vor respecta niște condiții. Adică nu putem chema pe oricine, trebuie să aibă un sediu, să fie constituite legal, să aibă un bilanț, să aibă activități, un raport. Adică nu putem să acceptăm orice structură care n-a avut nicio acțiune niciodată, care n-a avut nicio finanțare, să vină să-și dea cu părere la o reformă. Și probabil să fie, deci, reprezentative ca, pentru comunitate. Exact, pentru ca să fiu mai scurt, comunicatul arată, repet, numai intenții, nu face decât să continue reforma începută încă de un an, un an și ceva în urmă și care nu s-a pus încă în practică și ca o dovadă în plus pentru această reformă, reformă a mișcării rome. Deci nu e vorba de reforma numai a partidei, dar ea începe cu Partida Romilor în cadrul Federației Democrate a Romilor, însă și constituirea acestei federații este primul pas de reformă. Adică asta este de fapt o dovadă în plus. Face asta parte din încercarea de schimbare de paradigmă la nivelul societății? Această schimbare, vedem că avem un guvern tehnocrat. De la momentul guvern tehnocrat în România, cumva politicul a intrat în plan secund. Atunci romii au vrut să se ralieze acestei schimbări de paradigmă și au zis, hai să facem și noi acest lucru? Sau poate că până acum nu s-a întâmplat niciodată o relație, n-a fost niciodată o relație, așa cum a zis dumneavoastră, în spiritul celor enunțate mai devreme, solidaritate, bune practici și așa mai departe, între organizațiile, diversele organizații ale romilor. În cazul romilor nu este cu nimic diferit
față de societate pe ansamblu, aspirațiile și progresul care trebuie să se întâmple în rândul tuturor. Și aici vorbim atât de structuri, de organizații non-guvernamentale, cât și de organizații care și-au manifestat un interes politic, electoral, să le numim. Da? Deci, din punctul acesta de vedere, când vorbim de transparență, vorbim, de fapt, de o societate mult mai deschisă și mai orientată în ceea ce privește alocarea resurselor și cheltuirea acestora în beneficiu comunităților pe care le reprezentăm. De exemplu, da? Un alt exemplu este cel legat de integritate. Leadership-ul sau noțiunea de lider, informal, lider formal, liderul comunității sau liderul unei organizații, în multe dintre situații, el s-a deturnat, ca să spunem așa. Și cred că un alt principiu pe care Federația împreună cu Partida Romilor l-a afirmat. De altfel, Federația, Partida fiind membra a Federației. Da, în cazul nostru, Federația va fi umbrela în care această reformă, să o numim instituțională, legate de principii, de meritocrație, de a avea oameni care au capacitatea de reprezentare, abilitățile, cunoștințele, și integritatea, de a o este face în interesul comunității. Cred că acestea sunt nu neapărat aspirații pe care ni le dorim, ci mai degrabă nevoi care trebuie să se înfăptuiască. Vrem, și angajamentul nostru ferm este să avem instituții, organizații mult mai eficiente, mult mai transparente, mult mai integre din multe puncte de vedere, care să răspundă problemelor comunității. Vorbiți de comunitate și tocmai de aceea aș vrea să mă îndrept către doamna Viorica Gotu. Cum se văd lucrurile de la nivel local, doamna Gotu? Este nevoie de această schimbare? Leadership-ul este perimat, acest principiu, la nivel de comunitate locală? Mie mi-este greu să cred că cineva din structurile romilor, și mă refer la ceea ce a spus colegul nostru, domnul Răducanu, lideri ai sucursalelor Partidei Romilor la nivel de județ, că s-ar opune sau n-ar înțelege. Dacă interesul nu este al nostru personal, al liderilor, și este al, vedem interesul comunităților, acelor pe care îi reprezentăm și fără de care n-am fi noi ceea ce suntem. Da? Și atunci, eu cred că și cei din comunitate, oamenii simpli, percep schimbările și ceea ce se întâmplă în mișcarea romilor în funcție de cum percep liderul. Da? Dacă exact. Au un lider puternic, un lider care nu i-a mințit niciodată, un lider care chiar și atunci când nu le-a convenit le-a spus adevărul și nu ceea ce au vrut ei să audă, dacă au un lider care i-au respectat în permanență ca să poată avea și el respect, cu siguranță că oamenii sunt la fel ca și liderul. Am reușit foarte mult și gândiți-vă dumneavoastră că reprezint un birou județean pentru rom de atâția ani, o instituție care n-ai voie să greșești. Dacă ai greșit, nu poți să fii acolo. Da? Am reprezentat, zic eu, cu succes și Partida Romilor politic, pentru că am avut, slavă Domnului, în fiecare an electoral, am reușit să scot consilieri locali aleși, pe care poate foarte multe județe nu iau, nu știu. Eu nici măcar nu vreau să critic colegii mei din alte județe sau să mă bag peste ei. Eu fac referire strict la județul Galați. Mai mult decât atât, dacă ne înființăm organizații non-guvernamentale, și nu vorbesc de cele care compun FEDER-ul, da? Ele sunt organizații cunoscute, organizații cu activități, au făcut foarte multe lucruri, da? Așa cum a făcut și partida pe partea cealaltă. Eu vorbesc de organizații care se înființează doar așa că au auzit ei că dacă s-ar înființa... Că se dau bani, că se dau exact, fonduri pe nu știu ce domenii și asta e... Dar aici este și vina unora dintre noi care îi încurajează și se trezesc ca o organizație non-guvernamentală și vin tot la noi. Ba să le dai, ba că ce face cu ea. Ce vreau eu să aduc în discuție cu permisiunea dumneavoastră, tot legat de mediul online și o întrebare care, sau mai degrabă un comentariu care l-am regăsit deseori pe rețelele de socializare cu referire la structura, care e o structură destul de diversă a Partidei Romilor, era legat sau sublinia fapt în anumite comentarii că în multe din situații liderii locali ai Partidei Romilor și e valabil și pentru alte organizații politice ale romilor, ele nu reprezintă interesele comunităților locale, ci mai degrabă sunt
inclus în Malaxoro sau în mașinăria de vot a partidelor politice de masă, că e de stânga, că e de dreapta și așa mai departe. Și cred că aici este un conflict care trebuie limpezit din punctul nostru de vedere și este și dorința și voința Partidei Romilor ca și structură. De a nu pune în interesul, ca să zic așa, politic al partidelor principale, nevoile sau necesitatea și interesul comunităților locale. Și cred că cureaua de transmisie, care de multe ori e asigurată prin liderii locali, județeni și așa mai departe, ar trebui să fie conștientă de această sensibilitate. Această reformă a fost anunțată încă de anul trecut și manifestată inclusiv prin vocea domnului deputat Păun. Cum s-au manifestat colegii dumneavoastră din Partida Romilor Pro Europa, atât de la nivel central cât și de la nivel local, vis-a-vis de această încercare de schimbare a lucrurilor? Eu vreau să vă spun că în 14 februarie a avut loc ședința Consiliului Director și unde au participat aproape toți liderii de județe din ale Partidei Romilor Pro Europa. Aia a fost prima întâlnire cu ei care am avut-o și prima până în prezent. Urmează una spre sfârșitul lunii. Am rămas un pic mirat pentru că de la ei a pornit această propunere. Ei au luat prima cuvântul și au susținut că organizația noastră, Partida Romilor, va rămâne și va continua să trăiască. Și mai mult că la alegerile care vor veni, alegerile locale, unde avem dreptul legal să candidăm, vor merge pe liste proprii. Vor depune liste peste tot cu organizația noastră. Nu le-am interzis, să zicem, să facă unele parteneriate la vedere, cum de fapt toate formațiunile politice fac lucrul ăsta, însă, din potrivă, ei mi-au spus că și cei care până în prezent au avut asemenea parteneriate la vedere cu alte partide, formațiuni politice și-au exprimat dorința să fie lăsați să candideze pe liste proprii și pe, la nivel județean și la nivel de comunități, de comune pentru consilierii locali. Totodată vreau să zic că eu unul, pentru cei care nu știu lucrul ăsta, că este foarte important de știut, eu sunt omul care a fondat această organizație cu încă 6 lângă mine atunci, ba mai mult decât președintele de atunci, maestru Ion Onoriu, mi-a dat împuternicire ca eu să mă ocup de toate demersurile de înregistrare a acestei organizații. Deci eu sunt părintele, unul din câțiva oameni care sunt părinții acestei organizații. Cum puteți să mă bănuiți, nu dumneavoastră, dar mulți alții, că mi-aș dori să-mi alung copilul sau să-mi omor copilul, când pentru mine este în primul rând o datorie morală. Eu pot să mă consider vinovat moral pentru ceea ce are azi Partida Romilor. Din fericire pot să zic că vinovăția morală nu este condamnată. Dar cum pot eu, care împreună cu încă 6-7 colegi de atunci, din 1980, am născut această mișcare și vorbesc acum de Partida Romilor, să mă gândesc să-i fac rău, să o distrug. Eu îmi doresc ca această organizație să o las pe mâini bune la acești tineri care sunt mult mai tineri decât mine și avem și noi și la nivel local, dar și la nivel central și sunt unii chiar am cunoscut în ultimul an, au promit foarte mult oameni la 30 și ceva de ani. Deci ăsta este o obligație morală și sunt într-un fel obligat să am această responsabilitate, să o las pe mâini bune și ea să meargă încă 25 sau 50 de ani de ani încolo. Apropo, noi am gândit, vorbeam zilele trecute, ne vedem aproape de 2 ori pe săptămână, că avem și planuri de 50 de ani. Gândiți-vă, da, avem și planuri de 50 de ani, sigur. Și atunci nu pentru mine, că nu sunt eu la care le mai apuc, să zicem, dar ne gândim la cei care urmează să vină. Pentru ce? Pentru binele acestei minorități care are, din păcate,
o mulțime de probleme, nu numai aici, la nivel european și internațional. Zice aici, în acest comunicat public, la un dat, reforma instituțională constă, printre altele, în constituirea Consiliului de Reformă și așa mai departe, selecția candidaților locali pentru listele organizației care se va face cu validarea acestora de către FEDER. Țin minte, domnule Bercuș, că într-una din întâlnirile anterioare legate de constituirea FEDER, ați afirmat dumneavoastră și colegii care erau atunci în emisiune că nu veți participa la alegeri. Aici se vorbește despre candidați locali pentru liste, pentru alegeri. Care este, sau s-a schimbat contextul? Nu s-a schimbat cu nimic contextul. Afirmațiile pe care eu le fac în calitate de președinte al FEDER rămân valide și ele nu se schimbă de la o emisiune la cealaltă. Poate o notă de subsol ca să clarificăm, FEDER nu este o structură electoral-politică. FEDER este o federație a unui număr de organizații care și-au stabilit niște obiective foarte precise. Noi vrem să asigurăm că acest proces de delegare a responsabilității se face în mod transparent. Și atunci vom fi, n-aș pune cu ghilimele neapărat de rigoare, watchdog, câinii de pază, dar suntem cei care facem parte din proces, ne implicăm să asistăm comunitățile, să asistăm în primul și în primul rând Partida Romilor în această schimbare care trebuie să se întâmple poate odată la 10, la 20 de ani. Chiar reprezentanții, și e un mesaj care nu este rolul meu în calitate de președinte FEDER, să spun structurii ce ar trebui să se întâmple, este rolul meu să mă asigur că structura în sine va face față acestei provocări, ea nu e un proces care să submineze autoritatea structurii în sine, ci mai degrabă să întărească, din punct de vedere instituțional, organizația care reprezintă interesele politice ale comunităților. Este vorba atunci despre candidații locali ai Partidei Romilor pro-Europa. Ai Partidei Romilor, sigur. Acum, un mesaj pentru comunitățile locale foarte important este ca aceste comunități să aibă posibilitatea să fie conștiente, să-și aleagă acei reprezentanți care sunt legitimi pentru ei și care apără interesele în consiliile locale, în consiliile județene și așa mai departe. Deci acei oameni care au făcut dovada și care au și capacitatea de a apăra interesele comunităților locale. Procesul democratic sau regula democratică asta presupune, ne delegăm responsabilitățile acelor care îi alegem prin vot direct să ne reprezinte interesele noastre ale tuturor. Acum, n-aș vrea ca sintagma de reformă să se limiteze, cum se poate înțelege, doar la reforma Partidei Romilor. Partida Romilor este prima structură care s-a oferit și a oferit disponibilitatea de a trece prin acest, poate uneori, acest proces dureros. Pentru că reforma presupune și schimbarea și de durată. Și de durată. Și schimbarea cadrelor. Da? Nu în totalitatea lor, dar acolo unde este necesar, cadrele Partidei Romilor se vor schimba. Când am spus că n-aș vrea să limiteze la asta, este că reforma pe care FEDER-ul a făcut apel către toate organizațiile va continua și în sfera civică. Aici vorbim de organizații mai mici, organizații medii și organizații mari. Principiile pe care noi le invocăm nu sunt valabile numai pentru Partida Romilor sau numai în cazul lor. Deci rețeta pe care vrem să o administrăm unei organizații va fi aceeași rețetă pe care o vom administra inclusiv nouă, în primul rând, și celorlalți care se aliază la aceste principii. Asta poate fi, scuze-mă, un program pilot, să zicem așa. Da, este mai degrabă, sunt aspirațiile noastre, dorința noastră, este angajamentul nostru de a participa la reforma societății în care trăim cu toții până la urma urmei. Deci noi nu putem să ne punem distinct față de ceea ce se întâmplă în societatea românească, și aici vorbim de întărirea statului de drept, de democratizarea instituțiilor publice ale statului, de transparența pe care aceste instituții trebuie să o aibă atunci când vine vorba de decizii și așa mai departe. Deci toate aceste principii nu sunt noi pentru nimeni. Ați zis foarte bine că nu sunt noi principiile, pentru că eu văd ca o roată care cumva se întoarce. Parcă ne-am întors undeva la începutul anilor 90, când abia acum se naște mișcarea romilor. Pentru că văd aici în comunicatul pe care l-ați transmis noi astăzi, ziceți direcții de acțiune, dezvoltarea socioeconomică și asigurarea
asigurarea accesului egal la servicii sociale ale comunităților de rom prin întărirea statutului și capacității mediatorilor, susținerea unor programe de alfabetizare și corectarea fenomenului de abandon, păstrarea, dezvoltarea, promovarea identității etnice, culturale a romilor. Sunt lucruri pe care le-am tot regăsit în intențiile diverselor asociații ale romilor de la fondarea mișcării romilor din după 90 încoace. Ceea ce apare în plus aici, sau poate am văzut doar la câteva organizații, apar aici măsuri de combatere a rasismului. În rest, celelalte, domnule Răducanu, parcă se întoarce cumva roata. S-a făcut pași importanți totuși. E bine că citiți de acolo, dar mă folosesc de ocazia asta ca să răspund iar multora din teritoriul care mă sună sau au postează pe Facebook, pe online comentarii, multe dintre ele dureroase, adică cu răutăcioase, că dar care au rolul de a ne mișca fie din nu vor de să înțeleagă ce spune comunicatul, fie n-au înțeles deloc ce înseamnă o reformă. Aici, în documentul ăsta, a spus bine, da? Noi nu facem doar restructurarea partidei în 2 ani, în 3 ani sau în 5 ani. Nu gândim numai la rețeaua și structura noastră ca organizație. Noi mergem instituțional și acolo trebuie să lucrăm cu statul, cu ministerele care se implică, cu tot ce înseamnă instituțiile la nivel local și central. Pentru de-aia am și pus asta, alfabetizare, de protecție socială, colombino. Normal că am considerat că ele n-au fost nici pe de departe împlinite. Una este în strategie a guvernului care a fost dată și a fost modificată și reluată iar până în 2020, dacă nu mă înșel. Exact. Și alta este să se regăsește pe teren. Deci noi nu, mulți colegi de-ai noștri au zis, au luat-o ca o temere, bine, a zis că o să ajungă să avem și modificări de persoane, de, eu știu, și de structură, de poziții, de șefie, de... Este logic să întâmple așa ceva. Dar noi nu avem ca țintă persoana. Nu. Avem ca țintă ca aceste principii și protecții care nu au fost dezvoltate, educație, cultură, social, sănătate, au rămas... Încă, ai zis bine, cred că aproape la nivelul anului 90. Vede o reluare. De-aia le-am reluat. Dar ca să stea și mai liniștiți colegii noștri, în afară de acest lucru care s-a scris aici și este foarte bine, selecția, oriunde are loc o selecție, nu este mai corect și nu au o legitimitate acei oameni care sunt propuși de către filiala locală sau județeană și se treacă printr un proces de selecție. Bineînțeles că acolo trebuie să prezinte nu un lider sau un reprezentant care are 4 clase sau n-a vrut să evolueze deloc. Vorbim de meritocrație, e foarte interesant și normal foarte important acest aspect. Normal că acest lucru nu exclud oamenii care, într-adevăr, dau dovadă de meritocrație și au o susținere locală. Însă, ca să stea și mai liniștiți, Partida Romilor și în ceea ce mă privește pe acest mandat interimar, pentru cel puțin până la alegerile locale, nu avem în plan niciun fel de modificare majoră de structură sau chiar și de lideri, cu excepția cazurilor acolo unde sunt obligat, adică nu există altă soluție decât de a umbla, să spunem, la un lider sau altul, dar în mod normal, repet, să fie înțeles lucrul acesta, nu avem în plan, cel puțin pe mandatul meu, de a face schimbări majore la nivel de structură, fie județean, fie local, fie central, sau la pozițiile persoanelor care se află azi. Așa că oamenii, din acest punct de vedere, pot să stea liniștiți că nu am asemenea intenții în cap. La Un Ceai cu Rom continuăm discuția cu invitații ediției. La Romul care schimbă lumea îl auzim cântând la acordeon pe Vasile Vasile, dar și pe fiul său George care cântă la vioară. Rămâneți cu noi!
Sigur, din punctul meu de vedere, nu știu dacă e cazul ca oamenii să stea liniștiți că nu-i veți schimba din funcții, ci oamenii să se mobilizeze pentru a rezolva ceea ce este cu adevărat de rezolvat. Vă mulțumesc pentru precizare. Eu m-am referit la această comunicare cu ei și postează tot felul de lucruri și ce aud pe surse, ca să folosesc termenul ăsta, Răducanu ne schimbă pe toți, Răducanu, toți liderii apropiați lui Păun vor fi schimbați. Nu, acestea dar sunt aveți doar această prerogativă în momentul ăsta, fiind doar președinte interimar, puteți dar schimba? Nu, am diferența între președintele care este încă deputatul Nicolae Păun și mine, este doar o chestiune de timp, nu de prerogative. El mi-a dat mandatul de a avea toate capacitățile și acele drepturi care le avea și el prin statutul nostru. Am înțeles. Aș referi un pic la toate aceste direcții. E o chestiune de bun simț. Nu mă apuc eu acum și am și spus-o și o repet, cât voi fi eu președinte interimar, n-am să adun niciodată un congres sau o adunare generală unde să facem noi alegeri sau unde să fie schimbat președintele actual, să zicem, președintele de pe tot Nicolae Păun, numai dacă legea o impune altfel, el va rămâne președinte până atunci când își va da demisia sau când el crede de cuvință trebuie să o facă. Doamna Viorica Gotu. Eu aș vrea să... Mi-a plăcut ce a spus colegul nostru, că consideră Partida Romilor și este și firesc, este fondator. Fondator sunt și eu. Sunt chiar de la începutul Mișcării Romilor. O consideră ca pe un copil al dumnealui, da? Este foarte bine, dar ca orice părinte nu vrea să-și distrugă copilul. Dar din când în când îl corectează, îl ceartă. Mai dă câte o nuia la fund. Ei, mai dă câte o nuia la fund. Chiar dacă intervine protecția copilului. Vreau să stăți de principiu că ar trebui tăiat în carne vie. Cumva. Sigur că da, da. Asta nu înseamnă că să-i îndepărtez și pe cei mai în vârstă. Da? Chiar dacă ei nu s-au adaptat la nou, da? Îi lăsăm pe cei care într-adevăr au studii, care știu să gândească, care știu să acceseze calculatorul, știu să facă adrese, să scrie proiecte, programe, da? Relaționarea cu instituțiile, dacă n-ai și un pic de carte, dacă nu știi să te exprimi, iarăși ești privit de ceilalți altfel decât ar trebui, să ne folosim de experiența acelora. Pentru că eu vă spun la modul cel mai serios. La urma urmei, și dacă schimbi un lider al Partidei Romilor, să presupunem că se dorește schimbarea mea. Ok, care este problema? Păi dacă tu te deranjează că ești schimbat atât timp cât știi că n-ai făcut nimic și n-ai progresat cu nimic, este clar că nu știi să faci altceva, nu? Credeți-mă pe cuvânt. Iar ceea ce se spune cu schimbările liderilor, eu cred că nu este momentul, ar trebui să lăsăm să vină, avem foarte, foarte mult de lucru, numai pe birocrație și pe documente ca să depui aceste liste, da? Și la numărătoarea voturilor se vede cine categoric valoarea fiecărui lider în județul lui și abia după aceea schimbări. În ceea ce privesc organizațiile care compun FEDER-ul, sunt organizații, sunt oameni cu care eu am colaborat foarte bine. Îi aștept la Galați cu cea mai mare bucurie, cu cea mai mare plăcere. În felul ăsta mă ajută și pe mine să-mi dea candidați pe liste. Vă rog să mă credeți pe cuvânt și o spun cu toată responsabilitatea. Îmi este mai ușor să adun voturile romilor decât să fac aceste liste. Așa că, dragă prietene, te aștept la Galați. Dacă ai lideri buni pe care să mi-i recomanzi, dar atenție, să și dorească. Pentru că cu tot ceea ce se întâmplă în România astăzi, nu mai vor oamenii să nici la partidele celelalte și celelalte partide se plâng că greu conving oamenii să candideze chiar la funcțiile de primari. Domnule Bercuș, ce ar determina pe niște oameni să vrea să candideze la alegeri, în funcție de consilier local, în funcție de chiar de primar, cum zice doamna Viorica Gotu. Iar eu vorbesc ce dintr-o experiență, nu vorbesc gratuit. Ce ar determina pe romi să-și dorească acest lucru? Pentru că doamna președinta Gotu mi-a ridicat mingea la fireu și trebuie să răspund ca să facem precizarea clară pentru telespectatorii dumneavoastră. În primul rând, Federația nu va veni cu candidați. Deci Federația Democrată Românilor nu este cea care va da candidați indiferent de listă. Nu, acesta este rolul pe care noi ni l-am asumat. Rolul pe care noi ni l-am asumat este ca cei candidați care vor fi pe listă vor îndeplini condițiile pe care noi împreună le-am agreat. În sensul că ei sunt reprezentativi. Acesta este unul din principiile Federației, de a asigura reprezentativitatea, reprezentarea și identitatea, promovarea identității culturale a minorității romilor. Aceste trei principii stau la baza Constituirii Federației. Deci noi nu vom găsi soluții la problemele
să zicem așa, politice de a numi oameni pe listă, noi ne asigurăm ca cei oameni care vor fi nominalizați pe listă la consiliile locale, la consiliile județene, îndeplinesc cumulativ condițiile pe care noi împreună le-am agreat. Deci aici probabil vom găsi sprijin și înțelegere atât din partea membrului nostru, Partida Românilor, pentru că Partida Românilor va juca un rol activ. El nu va fi doar, să zicem așa, instituția care s-a pus la dispoziție. Nu, ba din contră, vom avea împreună, suntem pe picior de egalitate în acest proces și suntem cu toții răspunzători. A doua observație pe care vreau să o fac, sau mai precizare mai degrabă, noi nu solicităm înlocuirea unor lideri cu alții atâta timp cât ei au legitimitatea și au reprezentat și reprezintă în continuare, răspund nevoilor comunității. Ce este clar, cred că pentru mine și pentru toți membrii federației, este că această schimbare trebuie să se producă. Nu știu la ce magnitudine. Vorbeam într-o emisiune, tot la dumneavoastră, dacă nu greșesc, anterioară, de faptul că există din ce în ce mai mulți tineri care sunt bine pregătiți. Oameni tineri care au terminat o facultate, care au o meserie, care nu fac din existența lor, ca să zic nu așa... Nu trăiesc de pe urma mișcării romilor, că asta este foarte important. Din sunt funcția oameni de a fi președinte într-un loc sau într-altul. Și cred că acești oameni ar trebui folosiți, ar trebui valorizați. Și cred că este o oportunitate mare pentru noi toți, și aici nu mă refer numai la Partida Românilor, dumneavoastră sunteți președinte la filiala județeană Galați și am apreciat întotdeauna eforturile și mobilizarea dumneavoastră și, pe de altă parte, tinerii pe care ați reușit să-i aduceți în jurul dumneavoastră. Știți cât de mult timp aveți și de la tine? Cred că acum mi-aș dori, poate, într-un viitor, poate apropiat, poate mai îndepărtat, să văd că președinte la filiala județeană Galați este un tânăr de 30 de ani. Nu? Din 2008 tot fac apeluri la Partida Romilor Centrală, da, să vină să facă alegeri la Galați. Mi-ar place să cred că cineva chiar își dorește să vină în fruntea Partidei Romilor, să pot să mă mai eliberez și eu, pentru că am o vârstă, sunt pe ultima 100 de metri ca și colegul meu și vreau și eu să mai stau cu familia mea. Dar, din păcate, vorbim de acești tineri, da? Dar să ne dea domnul Costel Bercuș rețeta, cum îi putem motiva să-și dorească să vină, pentru că, într-adevăr, avem foarte mulți tineri școliți, nu numai pe locurile pe romi, ci și pe locurile neromilor, dar, din păcate, nu vor să mă ierte Dumnezeu. Nu sunt interesați de, da, politică. Indiferent cum aș vrea eu să-i motivez, dacă nu îl leg de un loc de muncă, să nu credeți dumneavoastră că stă aici. Când? Cât va mai dura până ca romii să fie percepuți la nivelul societății ca un partener egal politic, să zicem, ca oameni care au valori, valori spirituale, valori culturale, puternice, valabile și de apreciat, realmente de apreciat. Cât credeți dumneavoastră că va mai dura? E un proces de durată, de lungă durată, pentru că noi plecăm de la un nivel foarte mic, începând cu școală, educație, cultură. Din păcate încă se mai confundă cultura cu școala și educația. Adică sunt lucruri diferite. Școală e una, cultură e altceva, tradiție. Și pentru că s-a confundat și pentru că am fost lăsați tot timpul mai la urmă, eu am repetat lucrul ăsta și am să-l repet cât voi putea, cât am ocazia. Cum Dumnezeu să rezolv lucrurile astea când după 6, 7, 800 de ani, când tot timpul minoritatea aceasta, problematica romă, a fost lăsată mai la urmă, eu vorbesc nu de România, la nivel european acum, când se venea, se discuta subiectul rom, venea, lăsați-i, că nu e timp. Haideți, după vreo 10-20 de ani, după primul război, după al doilea război, după... toate au fost lăsate așa. Păi dacă tot timpul s-a pus problema în modul acesta, să o mai lăsăm, că nu e timp, s-au schimbat, într-adevăr, pentru noi s-au făcut multe lucruri. De la seminarii am ajuns la simpozion, seminar, training și acum summit, adică e summitul romilor. Pentru mine asta se schimbă mai jos. De numirile și de la... Nu ne mai întâlnim 30 sau 40, ne întâlnim 200 sau 400. E altceva. Asta s-au schimbat, pentru că, o repet,
încă de nu știu câte ori. Până nu se va crea interesul european pe această problemă, până de acolo de unde se dă ora exactă, la Bruxelles, nu o să se gândească cineva la o structură, așa cum există un guvern pentru toate țările, să zicem, ambițios, se va numi Agenția Europeană sau Agenția nu știu care, care să gestioneze fondurile, pentru că, din păcate, aceste fonduri despre care se spune toată ziua, le-a luat putare, le-a mâncat nu știu cine, nu, domnule, fondurile acestea care vin de la Uniunea Europeană, care sunt de zeci de milioane, de sute de milioane, pentru grupurile defavorizate și pe romi, pe romi sunt, într-adevăr, cam 100 și ceva de proiecte cu țintă romi, dar pe defavorizate sunt mult mai multe, unde tot pe romi s-au dus aceste focusuri. Organizațiile romilor reprezintă doar 20%, să zicem. Cea mai mare parte de gestionare acestor fonduri, bine sau rău, nu mă pronunț eu, dar nu văd nimic, schimbări majore acolo jos. Instituțiile și alte așa, organizații. Sunt instituții și alte organizații nerome. Nerome, ca să fim clari. Păi, când nu va exista o structură, numită agenție sau cum doriți, la nivel european, să gestioneze aceste fonduri conduse de un țigan. Adică ce să înțeleg eu? Nu există țigani la nivel de a putea, să fie un fel de competenții, exact, bineînțeles, și împreună cu neromii, cu experți în domeniu și astea, să gestioneze toate aceste fonduri, nu se va schimba mare lucru nici peste 50 de ani. Îmi pare rău că eu de regulă sunt un om optimist, dar am trăit toate acestea de peste 25 de ani, le-am văzut cu ochii mei și nu se vrea, cred. De ce? Pentru că există o industrie romă. Adică vreau să vă spun că nu numai la nivel național, la nivel european există o industrie romă. Dacă s-ar controla această chestiune, atunci ar fi zeci, poate mii sau zeci de mii de oameni care ar rămâne fără obiectul muncii. O industrie romă constituită nu numai din romi. Nu, la asta vă referiți, am trebuit să fie sigur că da. Clar, adică dacă de aici se mănâncă bine, se trăiește bine, nu neapărat romii. Dacă sunt 5-10% romi, sunt 90% poate neromi. Și nu se dorește rezolvarea ei, pentru că ar rămâne fără, rămâne loc, fără de loc de muncă și fără venituri. Și încă unul foarte bun. E vreau bine să mă mai spun și cu asta închei. Vă rog. Știți cât ia un expert la nivel de Bruxelles sau la nivel european, la Consiliul Europei, cel care pleacă de la 4.000 de euro în sus? Și când ai o poziție un pic mai înaltă, treci de la B la A și ai A2, A3, A5, te duci la 6, 7 și 8.000 de euro pe lună. Până să pierzi, domnule. Cum să renunțe? Și cu asta cred că am spus. Sigur, e mult de discutat aici. Probabil că ar mai fi fost de discutat ce se întâmplă cu Federul în această condiție nu tocmai pesimistă a lucrurilor. Noi ne păstrăm optimismul. Vă păstrați optimismul? Da. E bine, pentru că sunt toți tineri, de aia își păstrează optimismul. Să ne păstrăm și noi optimismul, dragi prieteni. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Iată că apar schimbări în mișcarea romilor din România. Să sperăm că vor fi de bun augur și că nu ne vom întâlni peste alți 25 de ani să o luăm de la capăt. Rămâneți în continuare la Și eu m-am născut în România, emisiunea continuă. Sorin Sandu, exercițiu de imaginație. Vreau să văd ce alte întrebuințări poți să dai acestui baston. Deci, el este un baston. Mergem pe calea victoriei, da? Da, 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 da. Altceva? La un moment dat, suntem afară din București, la țară, soare, frumos, pe malul apei. Ah, pescuiești. Pescuim. Bravo. Și pentru că tot avem o chitară, să facem și o melodie. Ta-na-na-na-na. Altceva? Un bucium. Vezi focurile, vezi fumurile, cum se înțeapă, veneau dușmanii. Auzi, mai văd ceva. Ce mai vezi? Că urmează rubrica Romul care schimbă lumea. Dedicat. Face muzică de când se știe și o face bine, cu bucurie în suflet și cu credința că nu ar fi putut alege altă profesie decât cea de muzician. Acordeonistul Vasile Vasile are 48 de ani și aparține unei familii de instrumentiști de renume din Ploiești. Mă trag dintr-o familie de muzicanți, nepotul lui domnul Lambru,
din zona cartierului Piața Anton din Ploiești, membru fondator al Orchestrei Sinfonice și colaborator al Orchestrei Flacăra Prahovei, unde sunt eu angajat de la vârsta de 21 de ani. Mai toți membrii familiei au fost și sunt artiști din tată în fiu. Și asta pentru că și-au dorit să ducă tradiția muzicală mai departe. Eu sunt a doua generație. A treia generație e fiul meu. Bunicul meu a angajat la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, colaborator și cu Orchestra Flacăra pe timpurile când trăia. Unchii mei, la fel, muzicanți. Deci suntem din generații în generații. Mergem în continuare pentru că muzica pentru mine este totul și o facem cu pasiune. Vasile este un coleg foarte bun, talentat. Tot așa s-a angajat și el în anii 90, parcă. Bineînțeles că se face muzică de plăcere. Este ceea ce simțim noi romii. Fără muzică nu se poate trăi. Nici cei care o cântă, nici cei care nu o cântă. Artistul își amintește cu plăcere de momentul în care a început să cânte la doar câțiva ani, dar și de clipa în care a primit în dar întâiul instrument muzical, acordeonul. La vârsta de 5 ani, bunicul meu, Lambru, m-a dus la un sambalagiu care se numea Natache, dânsul să vadă dacă eu am atitudine muzicală, dacă am ureche muzicală. Și Natache, Dumnezeu să-l ierte, a spus, da, Lambrule, băiatul ăsta o să facă meserie. La vârsta de 10 ani am primit primul acordeon care se numea Timiș. Și l-am îndrăgit atât de mult și îndrăgesc atât de mult acest instrument până la sfârșitul vieții. A reușit să cânte pe scene importante din țară și nu numai. La vârsta adolescenței, cunoștea deja nume mari ale muzicii lăutărești. Am avut prilejul să cânt cu marele țimbalist Tony Ordache, la vârsta de 15 ani. Și, bineînțeles, era și Dumnezeu să-l odihnească, Onoriu, Mieluță Surdu, cu doamna Gabi Luncă, cu domnul Nelu Ploieștean am cântat, cu noua Pasăluța Fieraru am cântat, cu Ion Dolonescu, Ionuț, băiatul domnului Ion Dolonescu. Se vede treaba că așchia nu sare departe de trunchi. Și fiul acordeonistului, George, în vârstă de 27 de ani, face tot muzică. El cântă la vioară. De la vârsta de 6 ani, studiază vioară. Și am vrut să ducă mai departe tradiția. Întrebat cum și-ar descrie părintele în câteva cuvinte, George a răspuns cu cea mai mare sinceritate. Orice părinte pentru copilul este un model. Întotdeauna tata de mic a încercat să mă îndrume spre meseria aceasta. Bineînțeles, și eu mi-am dorit chestia asta, pentru că dacă nu puteam să fac, să abordez această meserie, nu o practicam. Să pună mâna să studieze foarte mult, să ajungă la un nivel mare. Vă dați seama, nu am avut o copilărie ca alți copii care s-au jucat. Eu n-am stat să mă joc fotbal, basket, astea mai puțin așa pe la orele de sport la liceul de muzică. Poate și pentru el devenise un reflex, îmi spune întotdeauna, pune-mi la studiază. Eu chiar dacă mă punea să studiez, el tot îmi spune, pune-mi la studiază, ai studiat? Sau dacă terminam după câteva ore de studiu, mă întreba, ai terminat de studiat? Pune-mi la studiază, ai studiat? Și tot așa. E bine întotdeauna ca să studiezi. Dacă nu studiezi, vă dați seama,
nu mai ești tot timpul pus la punct din toate punctele de vedere. Dorința de a cânta a fost și este atât de mare, încât convingerea tânărului e că și copiii copiilor lui vor face, desigur, tot muzică. Și eu tot chestia asta îmi doresc, pentru că asta am învățat, altceva nu știu să fac. Vreau să duc tradiția mai departe, bineînțeles, și copiilor mei, când o fi să fie de la Dumnezeu, cu toată dragostea, dacă se poate, asta o să facă și copiii mei, muzică. La ce mă gândesc când cânt? Mă gândesc să interpretez bine și să cânt bine pentru public și, bineînțeles, pentru sufletul meu. Dacă sufletul meu este mulțumit, înseamnă că am mulțumit și publicul. La Chestiuni Rome descoperim povestea inconfundabilă a lui Django Reinhardt. Ca de obicei, ascultați muzică de calitate până aproape de ora prânzului, doar la Și eu m-am născut în România. Sorin Sandu, chestiunea este că acest baston a stat numai și numai la tine, așa că dă-mi-l. Chestiunea este zita că el trebuie să stea la mine pentru că bărbații au nevoie de baston. Dacă se întâmplă vreodată să... După chestiunea e că acest baston trebuie să stea și la femei, pentru că și femeile sunt egale cu bărbații. Într-adevăr, sunt egale cu bărbații, dar chestiunea este zita că în acest moment urmează Chestiuni Rome. Serios? Te vin has? Da. A trăit doar 43 de ani cu intensitate pentru ca muzica să se oprească brusc, într-o zi de primăvară, printr-un accident cerebral. Destul însă ca numele lui să fi devenit cunoscut în toată Europa și peste ocean, în America. Chitarist ca urmare a unui accident aproape fatal, compozitor și șef de formație, Django Reinhardt este acum o legendă în lumea jazzului. Quintet du Hot Club de France, cu Django și violonistul Stefan Grappelli capete de afiș, a fost prima formație de jazz din Europa cu recunoaștere internațională. Povestea lui Django se scrie parcă singură. Pe 23 ianuarie 1910, într-o familie de romi nomazi din Belgia, dansatoarea căreia îi se spunea Negros a născut un băiat. Numele acestuia este Jean Reinhardt, dar toți îl vor striga Django. În limba romanii, înseamnă mă trezesc. În caravană, pe drumuri care i-au purtat până în Algeria pentru a fugi de primul război mondial, romii cântau adesea. De altfel, chiar tatălui Django era muzicant și este ușor de presupus că acesta i-a dat primul instrument, o vioară. Dar la 12 ani a primit un banjo. Primul album, lansat la 18 ani, este semnat Django Reinhardt, banjoist. Django nu știa să scrie sau să citească și nici notele muzicale nu le cunoștea. Chitara a ajuns la el dintr-o întâmplare nefastă. În 1928, în urma unui incendiu violent în rulota în care locuia, Django este internat cu arsuri grave la piciorul drept și mâna stângă. Primește o chitară pentru că banjo-ul era prea zgomotos pentru a repeta în spital. În această perioadă, Django transformă accidentul din cauza căruia nu putea să utilizeze degetul mic și inelarul de la mână stângă în destin. Ajunge să dezvolte o tehnică aparte, de unde și sunetul său personal, care îi va aduce marele succes. De acum înainte renunță la banjo și devine chitarist de jazz. And straight jazz became hot, thanks to a few musicians whose remarkable improvisations gave jazz a new lease on life. Listen to Django Reinhardt. It's the same melody, but what a difference in interpretation.
Anii 30 îi aduc marele succes după ce înființează împreună cu violonistul Stefan Grappelli Quintet du Hot Club de France. Quintetul este considerat de specialiști cel mai important grup de jazz din Europa interbelică. Timp de 6 ani, grupul a susținut concerte în cluburile pariziene și nu numai, dar s-a destrămat când a izbucnit cel de-al doilea război mondial, în 1939. Django a rămas în Franța și a cântat în toată această perioadă. În 1946, la sfârșitul războiului, el și Grappelli se reîntâlnesc. Pleacă în turneu în America, unde Django visase să cânte alături de Duke Ellington. Mereu în întârziere, uneori după nopți pierdute la masa de jocuri de noroc, Django nu se potrivește cu stilul riguros impus de Ellington. Cariera americană este ratată, iar la întoarcerea în Franța, Django se retrage într-o comună din apropiere de Fontainebleau. Continuă să cânte și să înregistreze piese care vor face istorie pentru chitariștii de jazz care îi urmează. Pe 16 mai 1953, muzica se oprește însă. Django moare la doar 43 de ani din cauza unui accident cerebral. Și astăzi, Django este considerat unul dintre cei mai mari chitariști de jazz din lume. Zita, în spiritul bastonului pe care îl port cu mândrie și care mi-aduce aminte de anii 30, Bucureștiul, micul Paris, când ne plimbam noi doi pe Calea Victoriei. Da, 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 luna femeii, femeia eternă, poveste, îmi vine să cânt. Serios? Să cânt. Ia să vedem, hai! Când apari, seniorita, în parc penserat, curgând juruți petale de crin, ai în ochi patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorințe. Până aici știu. Da, nicio problemă. Urmează muzică. We'll be right back.
greșească să nu fune, să nu mă facă de rușine. Vreau să-mi văd băiatul meu, Doamne, să se ferească de cei rău, să nu cerșească să nu fure, să nu mă facă pe rușine. Băiatul meu, fă cum zic, să nu apuci cu drum greșit, să te duci taică la școală, să ai o viață mai ușoară. O să ai multe câștigat dacă ești om educat, cartea poate să te facă
Zita, a cana ca ai pandel pe se emisiunea a Marii? Abdes, cam apte daptu tut, erovli. Beci vorta, adică sig momentul importanto. Le! Stimați telespectatori, am primit sceptrul puterii, dar abia la finalul emisiunii. Zita, să nu uităm că orice final de emisiune anunță un început de săptămâna viitoare, nu? Așa să fie. Dar până una alta, dragi prieteni, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele, opiniile noastre despre emisiune și neapărat, neapărat like-urile. Mire pral, mire penea, sote mai penaptu menge. Teauen bachtale, saste veste, acionle de Vloresa. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, te avem bachtale romale. La revedere. Ia-și ce pun apoi. Vezi, sunt fată bună.